Să te rog, așa încât A, E, să fie egal cu, deci A, E, să fie egal cu B, E, cu B, E, și egal cu C, P. C, P. Adică să facem și noi figura, un triunghi dilateral asistat, deci toate laturile egale, A, B, C, pe M, în loc de A, B, uite așa, M, mai aproape de A, pe N, mai aproape, așa încât A, M, să fie cât B, N, cât B, N. Deci asta așa. Și pe N să fie cât C, P. C, P. Deci, am... Mână la nimerea. Nu, nu, nu. Am lungi mărime. Am luat atât. Dar și pe M vreau cât să fie cât pentru. Deci, M, A, e cât N, B și cât C, P. Și cât C, P. Să se arate concluzie că triunghiul MNP, M, M, P, e de la teama. Da. Deci să arătăm că triunghiul MNP este de la teama. Triunghiul ăsta. Să arătăm că triunghiul care s-a format acolo este de la teama. Ce se dă ipoteza? Ca de ce? Echilateral. Dacă este echilateral, înseamnă toate laturile, nu? A, B, cu deci, A, B, cu B. Și toate, A, B, B, C și C, A, toate sunt de aceeași lungime. Laturile sunt concrete. Acum, mâine și pe de latură, nu sunt luate la întâmplare. Așa fel încât am mâna lungime, să fie cât B, B și cât C, B. Dar dacă am e cât M, B, cum crezi tu că este diferența în față de M, B, M, C? Deci dacă asta, deci asta deci cu roșu, asta arată, și aici sunt de aceeași mărime. De trei ori mai... Nu știu, de trei ori, șapte ori, că nu am luat treaba nimic. Dacă toată asta era cât toată asta, când am scăzut din ea bucățile astea și din cealaltă bucățile astea, cum au rămas în ane cu mâncă? Știu că da. Că dacă din mărime care scaz bucățele care, rămân cele care nu sunt toate care. Deci asta cu galben, decât asta cu galben, și cu galben în partea asta prin aceeași măsură. Deci au rămas astea așa. Și acum trebuie să arătăm că triunghiul acela, care e este un triunghi echilateral. Ce ar trebui să arătăm ca să fie triunghi echilateral? Ar trebui să arătăm că sunt condiții triunghiului echilateral, adică să fie... Laturile sunt egale și când sunt triunghiul de 60 grade. Exact. Deci toate laturile egale mai întâi. Și atunci și unghiurile sunt de 60 de grade. Sau dacă nu reușim cu toate laturile, ne mulțumim să arătăm că are doar două laturi, adică complete, un trimis social, sau două unghiuri de 60 de grade. Și deci, de acolo lucrurile mele. Ei, hai să mergem pe ideea ta să arătăm laturile. Mână, hai să arătăm că e cât pe N. Mână. Deci să arătăm pe mână, adică pe mână. Mână în ce trebuie este intră? Mână. În mână ană trebuie. În mână ană. În mână, în ce trebuie intră? Până mână. Ei, dacă
am reușit să-i luăm astea două la discuții, să-i cercetăm. Și am constatat că trebuie să te comprende, atunci și nu am probleme, că va fi cât până. Da. Deci, zicem, fie triunghiurile, fie triunghiul și triunghiul PNB și triunghiul PNB. Despre cele două triunghiuri putem spune ca așa, MA congruent cu NB. Apoi, ce mai am? Deci, AN congruent cu BB. AN cu BB, corect. AN congruent cu BB. Și ne-am dat că acum trebuie unghiul dintre ele. Unghiul care e de roșu și galben. Unghiul bun, adică ăsta. Ca să intre latură, unghiul latură. A, unghiul A, congruent cu unghiul B. B, da. Sunt doare congruente. Cum a fost la trebuia la cinta pe ce? Deci, de ce trebuie să ținem tot timpul în ipoteza? Fost echilateral. Da. Deci, s-a spus, aici s-a spus că unghiul A congruent cu unghiul B, congruent cu unghiul C și deci ai indicat. Noi trebuie să ținem tot ipoteza asta, că deja am luat așa. Deci, acum adăugăm cu măsura lui A, da? Adică unghiul M, A, M, A, congruent cu unghiul NB. 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 Și mă atât și ai legat, da? E ipoteză. Și conform cazul de congruență, da? L. U. Da. L. Rezultă că triunghiurile luate în discuții acelea. Rezultă că triunghiul A, M, N, așa. Congruent, adică... Și cea mai importantă care interesează pe noi este că latura bună... E congruent cu... Bună, congruentă cu... Bună. Acum am fost luăm spre analize care alte două trângă. Dacă și astea se comprende, înseamnă că până va fi de până P. Da? Deci fie triunghiurile, fie triunghiurile, până P, până P, și triunghiul, până P, C. Deci pe cele două triunghiuri spune că au, ce au, ne până. Cu ce mă? Așa. Cât congruent cu N. Da. Cât congruent cu N. Și unghiul ce? Pe scurt. Ce congruent cu unghiul B. De 90 de din 90 de 60 de grade, da? Deci, poate să de aici, de multe, că trebuie să luați copiți, copiți. Trebuie să luați discuții până bără. Triunghiul până bără. Congruent cu triunghiul până bără. Și triunghiul fiind congruente, rezultă că și elementele cealaltă sunt congruente, adică PM egală cu PM cu din 1 și 2 rezultă că 1 plus 2
IMB, e echilateral. Da, și cu asta ne oprim aici. Vă spun la teză, te concentrezi foarte atent, ești convinsă că am muncit și că trebuie să faci o figură bună, da? Bun. La revedere.